Atac armat într-un parc acvatic de lângă Detroit, Opt persoane au fost rănite, printre care și doi copii împreună cu mama lor, după ce un, băiat, un, după ce un bărbat a deschis focul la întâmplare. Cel puțin 8 persoane, printre care doi copii au fost rănite când un bărbat în armată a deschis focul într-un parc acvatic din Rochester Hills, o suburbie a orașului Detroit, au anunțat autoritățile. Victimele se aflau într-un parc în care oamenii se adună pentru a se răcori în preajma unor fântâni arteziene. Un băiat de 8 ani și o femeie de 39 de ani, mama acesteia, se află în stare critică. Băiatul a suferit o rană prin împușcare la cap, iar fratele său în vârstă de 4 ani este în stare stabilă, având o rană la picior. Suspectul a oprit vehiculul în care se afla, a coborât și a deschis focul la întâmplare. Se pare că bărbatul a tras cel puțin 28 de gloanțe cu două arme diferite. Ulterior, agresorul a plecat spre casă, dar polițiștii l-au ajuns în urmă și au înconjurat imobilul. Polițiștii au confirmat faptul că bărbatul în vârstă de 42 de ani a fost găsit decedat în interiorul casei, probabil prin auto -mpușcare. Cele opt victime au vârste cuprinse între 4 și 78 de ani, au transmis autoritățile din statul Michigan, Patru dintre ele fiind tratate pentru răni grave, restul victimelor se aflau în stare stabilă cu diverse răni prin împușcare și au fost transportate la spitalele din zonă pentru îngrijiri medicale. Orașul Rochester Hills este situat la aproximativ 40 de kilometri nord de Detroit în statul Michigan.